Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti cheesecake-ul San Sebastian. Dar mai întâi de toate, vreau să vă rog să ne susțineți cu un like la acest video. Într-un bol mai mare punem 600 de grame de cremă de brânză. Această cremă de brânză am pregătit-o singură. În descriere voi lăsa link-ul cu rețeta. Adăugăm 150 de grame de zahăr și amestecăm cu lingura sau cu mixerul la cea mai mică viteză. Mixăm până se topește zahărul. Treptat încorporăm 4 ouă și mixăm după fiecare. Adăugăm 40 de grame de amidon de porumb. La final turnăm 300 de ml de frișcă lichidă. Amestecăm până se omogenizează și aluatul este gata. Folosiți o tavă detașabilă sau un inel. Diametrul inelului este de 20 de centimetri. Lovim de masă de câteva ori și dăm tava în cuptorul preîncălzit la temperatura de 200 de grade Celsius pentru 40 de minute. Cheesecake-ul este gata. Îl lăsăm să se răcorească, timp în care el se va lăsa. Cheesecake-ul s-a răcit, acum îl dăm în frigider peste noapte. Nu uitați să vă abonați la canal pentru a nu pierde următoarele rețete. Poftă bună!